Fiind o zi de binecuvântare, citesc din Cartea Psalmilor, mai întâi pentru Domnul, Psalmul 106, cu versetul 48, binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie și tot poporul să zică amin. Amin. Și pentru dumneavoastră, din Psalmul 115, versetul 15, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Am citit, dragii mei, din Cartea Romani, despre planul lui Dumnezeu. Și, în primul rând, recitind versetul 28, vreau să ne reamintim din Scripturi, că doar le citim și le cunoaștem, că la acest plan al lui Dumnezeu de mântuire, suntem lucrători împreună cu El. Citez. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Observați în acest verset, pe de o parte lucrează planul Lui, ceea ce îi revine lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte spune că binele acesta, de plin toate lucrurile, îi are în vedere pe cei ce iubesc pe Dumnezeu. Și asta e partea noastră. În versetul următor ne este prezentat scopul acestui plan al mântuirii. Citesc. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, și fac precizarea despre care este scris în Fapte 15 cu 18, căci lui Dumnezeu toate sunt cunoscute din veșnicie. Deci pe aceea pe care a cunoscut înainte de creație, Dumnezeu i-a și hotărât în suveranitatea Lui să fie asemenea chipului Fiului Său, adică Domnul Iisus, pentru ca El, Domnul nostru, să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Ce vizează acest plan? Ca Dumnezeu să aibă o familie mare, cu mulți fii, dintre care cel din tâi este Domnul Iisus Hristos. Dar interesant scrie aici că toți acești fii vrea Tatăl să semene cu Fiul Său prea iubit, să fie asemenea chipului Fiului Său. Acesta e scopul lui Dumnezeu, despre care vă citesc și în Epistola către Evrei, în capitolul 2, scrie în versetul 10, se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, vă doresc să fiți toți printre ei. Și cel mic a dus la binecuvântare. Să ne regăsim cu toții acolo în familia cerească, unde, așa cum scrie în Apocalipsa 21, vom fi în cortul lui Dumnezeu. Iată ce scrie versetul 3. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, când se va adeveri acest plan la finalul istoriei noastre pământești, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. Scrie și profetul Isaia despre împlinirea acestui plan binecuvântat. Amintesc din capitolul 25, versetul 1, ce se va zice atunci. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te voi înălța, laud numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate. Atenție! Planurile Tale făcute mai dinainte și dinainte de creație s-au împlinit cu credincioșie. E planul mântuirii, scrie aici de la versetul 9. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui, acesta este Domnul în care ne încredeam acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Mărit să fie Domnul! Așa lucrează Dumnezeu, totul după plan. Scrie tot despre acest plan, vă citesc în Efeseni, în capitolul 1, de la versetul 4, că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii și scrie aici în versetul 9 că a fost un plan pe care l-a alcătuit în sine însuși. Și așa e de interesant planul acesta, întorc o foaie în Scripturi, citesc în capitolul 3, că, știți, lui Dumnezeu îi plac lucrurile ascunse.
Nici îngerii nu știu întru totul cum se derulează. Ei asistă să vadă în mod deosebit la lucrarea din biserică, cum Dumnezeu aduce fii și face asemenea chipului Fiului Său în realizarea acestui plan. Efeseni 3, de la versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești, nu-i de mirare că vin și îngeri la adunare, așa se bucure cu păcătoși și că mai au încă unul care va fi de-a lor pentru veci, să cunoască aspri în biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Gândindu-ne la această măreție divină, se merită să-L lăudăm pe Dumnezeu. Să putem pricepe, și dacă tot sunt în Efeseni, vă citesc din capitolul 1, avea apostolul o rugăciune să se deschidă orizontul minții credincioșilor și să priceapă imensitatea și minunăția acestui plan. Spune de la versetul 18, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care e nădejdea chemării Lui, care este bogăția moștenirii Lui în sfinți, care este față de noi credincioșii, nemărginită mărire a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Amin. Asta e ceva ce ține de Dumnezeu, de socotelile Lui, de puterea Lui de a împlini. Aș vrea să observăm acum, citând versetul următor, 30, etapele acestui plan etern. De altfel, prima etapă este cea din versetul 29. I-a cunoscut mai dinainte. De aceea Dumnezeu își permite să facă profeții. De aceea calendarul sfârșitului stabilit, ziua aceea, înscrisă, scrie în Daniel, în capitolul 12, de 1260 de zile, 1290 de zile, 1335 de zile, e calendarul făcut. Să amintesc o profeție, vine un proroc din Iuda și strigă la Betel când tămâia apostatul Ieroboam I. Se va naște un fiu a casei lui David, numele lui va fi Iosia. Și au trecut vreo 300 de ani și s-a născut și așa l-a chemat și așa a făcut. S-au zis în Isaia 44 și 45 despre Cir, îl chem pe robul meu, îl încinc, dărâm ziduri înaintea lui că am plan cu el. Ce Dumnezeu mare avem! El este implicat în cele din biserică, El este stăpân în cele de afară, cum spune în Daniel 11, de exemplu, dacă ar fi să dau un alt citat profetic, zice îngerul către Daniel, vor mai fi încă trei împărați în Persia, și a spus fiecare ce realizări va avea, că Dumnezeu nostru le știe pe toate dinainte. De aceea și-a permis să închei un plan că își cunoștea toate. Apoi, spune versetul 30, că și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte. Și să nu creadă cineva că înclin balanța în favoarea unei predestinări pasive. Nu, vă spuneam de la început că Dumnezeu colaborează cu noi și suntem împreună lucrători cu El, dar în baza cunoașterii Lui și-a permis să stabilească aceasta. Și se adeverește că ceea ce stabilește Dumnezeu, deși lasă libertate oamenilor, este exact așa. Ar fi suficient să ne gândim la Esau și Iacov. Ce a zis Dumnezeu? Pe Esau l-am urât și pe Iacov l-am iubit. Par spune că e nedreptate în Dumnezeu, scrie Pavel în Roman 9. Zice, nu, eu vă pun o întrebare simplă și ne dăm răspunsul. Am citit că intră în planul lui Dumnezeu cine îl iubește pe Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a iubit pe Esau, dar ce Esau l-a iubit pe Dumnezeu? Nu l-a vrut niciodată. N-a fost interesat de asta. Pe când Iacov, cu slăbiciunile lui, a zis, Doamne, nu mă las de Tine. Și Dumnezeu l-a iubit și l-a mântuit și a făcut din el un patriar binecuvântat. Și tragem de rest, stăm cu el la masă. Amin? Deci Dumnezeu a hotărât. De aceea este un număr al neamurilor stabilit, un număr al evreilor stabilit. Următoarea etapă. Pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Asta e o etapă interesantă. La ce se referă? Să vă dau
două citate. Ieremia, capitolul 1, îi spune Dumnezeu profetului, versetul 5. Este în acord cu ce spune Pavel. Mai înainte să fi tocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Dumnezeu le știe din veșnicie. Și auziți, interesantă, hotărâse Dumnezeu și iată cum sună chemare la Dumnezeu. Și mai înainte să fie ieșit tu din pântecile ei, te pusesem deoparte, cu alte cuvinte, te chemasem, ca să te făcusem proroc al neamurilor. L-a chemat apoi în copilărie, dar în schiță la Dumnezeu figura. Spune Apostolul Pavel, Galateni, capitolul 1. Știți că nu și-a înțeles chemarea, dar în schema lui Dumnezeu figura pe o poziție de onoare. 1:15. Dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, stimați părinți care ziceți copilașul la binecuvântare, pentru ce o fi fost pus în pântece copilul dumneavoastră, cu ce chemare? Nu după ce se nasc oamenii se gândește Dumnezeu pe ăsta unde să-l așez și pe altul unde să-l pun. Nu, e din capăt făcută socoteala. Mai înainte să se nască, adică mai înainte de concepere întâi și apoi înainte de naștere. Iată cum cheamă Dumnezeu lucrurile, cum zice Pavel, care nu sunt și iau ființă. Și așa apar copiii noștri în lume, fiecare cu o chemare de perspectivă. Ea se va adeveri la momentul potrivit în viața fiecăruia, cum a chemat Dumnezeu pe Samuel. N-a priceput nici el, a priceput Eli, mai târziu scrie acolo că a priceput tot Israelul, că este chemat la o slujbă. Mai departe scrie aici ca următoarea etapă, pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și nu divagăm pe linia asta soteriologică, pentru că Dumnezeu ne socotește neprihăniți prin Fiul Său. Și îi mulțumim pentru actul mântuirii, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, slăvit să fie Domnul. Și copiii aceștia născuți în adunare și care cântă la fanfară de mici, au și ei păcățelele lor, nu? Și au nevoie și ei de mântuire. Odată noi obișnuim să le dăm la tineri, și cu siguranță și dumneavoastră aveți anumite proceduri, o fișă să completeze. Cum mi-au fost născuți din nou, cum i-a socotit Domnul neprihănit? Și o fată cu minte, implicată, zice, eu am fost cu minte din adunare, am crescut și a zis, dragă, pe tine nu te botezăm. Păi cum și botezați pe alții veniți din lume? Păi botezul este ca și spitalul pentru păcătoși și cei neprihăniți n-au nevoie de mântuire. Dacă tu n-ai păcate, tu intri în rai pe direct. Păi nu, că am păcătuit și eu. Na, te rog să scrii aici în foaie, că să știi și tu că ai avut tu nevoie de Domnul Iisus să fii socotită neprihănită. Că unul datora 500 și altul datora 50, dar niciunul n-avea cu ce plăti și s-a plătit pentru noi cu sânge scump. Dumnezeu când ne-a chemat, că își cunoștea cum avea să se desfășoare planul, am știut care de-a face cu păcătoși, că doar planul de mântuire înaintea căderii în păcat și Dumnezeu știa că oamenii o să cadă, dar în ordine cronologică, pe înțelesul nostru, a fost întâi Adam, cel al Evei și apoi Domnul Iisus, dar în planul lui Dumnezeu întâi a fost Domnul Iisus. Înainte de a se produce creația sau căderea, a fost planul mântuirii și mulțumim lui Dumnezeu pentru așa socoteală și un așa plan binecuvântat. Ne-a socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Sunteți sau nu proslăviți? În dimensiunea celei din tâi veniri, suntem proslăviți. Noi suntem binecuvântați deja, avem poziție cerească, cetățenie, nu e asta proslăvire? Suntem socotiți copii al lui Dumnezeu, numai că lumea nu știe. Și când va veni a doua oară, cum zice poetul, iar viața aceasta care zboară și în țărân ne coboară, când va veni a doua oară, să o prelungească în etern.
N-avem buze, n-avem grai, n-avem cuvinte suficiente spre a-i mulțumi în orice moment de acest măreț eveniment al mântuirii de la Golgota. Slăvit să fie Domnul! Asta a avut Dumnezeu în plan. De-a lungul vremurilor, socotite ca finalul unde se pune punct, să se nască mulți oameni, așa a fost porunca de la început, nu? Să fie chemați prin naștere, prin creștere, prin mântuire, prin slujirea ce o fac și în final să fie proslăviți în mod desăvârșit și să intrăm cu toții în gloria cerească. Doamne, ajută-ne! Asta e partea lui Dumnezeu și o va face cu prisosință. Când au intrat evrei în Canaan, a întrebat Iosua, a rămas ceva neîmplinit din ce v-a promis Dumnezeu? Nu că am plinit tot. Așa va fi până în final, cum scrie în Apocalipsa 10, un înger de rang înalt a jurat, versetul 6, pe cel ce-i viu în vecii vecilor. Versetul 7, că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbițe, se va sfârși taina lui Dumnezeu, adică planul. Și de acolo încolo, cum spune 1 Corinteni 15:28, Dumnezeu va fi totul în toți. Frumos va fi, mărit să fie Domnul. Da, repet, asta e partea lui Dumnezeu, a noastră. Vom intra în acest plan? Scrie în Luca 7:30 că fariseii au ratat. Au zădărnicit pentru ei planul lui Dumnezeu neprimind botezul. Dragii mei, pentru noi, acest plan de unde începe și unde se finalizează? V-am spus, la Dumnezeu începe din veșnicia trecută până în veșnicia viitoare. Dar la noi de unde începe? Păi începe de la concepere până la moarte, cât e bucățica noastră, nu? Dacă ne îndeplinim chemarea aici. De aceea spune Apostolul Petru la a doua epistolă, capitolul 1, versetul 10, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Ați observat că în etapele care le-am spus, alegerea nu figura? Că aici e rolul uman. Dumnezeu le face pe toate, dar la un moment dat cheamă. Și omul poate răspunde? Pozitiv sau negativ? Ce chemări are Dumnezeu pentru noi? Ne solicită, vrea să fie împreună lucrător cu noi. Cronologic vorbind, biologic vorbind, că întâi vine ce-i firesc, adică viața umană și apoi ce se duhovnicesc, atât în perspectiva nașterii din nou, cât și în perspectiva trupului ceresc, cronologic vorbind, prima chemare este pentru dumneavoastră, pentru noi ca părinți, să dăm viață celor pe care Dumnezeu i-a prins în planul Său. Ni s-au născut 8 copii și Dumnezeu a fost așa de drăguț și de binevoitor cu noi că nu s-a născut niciunul din cei 8 fără ca în vreun fel să ne încuvințeze, să ne încredințeze. Așa că să știm că nu este vreo întâmplare. A zis Domnul Iisus că perii din cap ne sunt numărați, atunci îmi pare prea ciudat să spun că sunt numărați perii din cap și nu sunt numărați copiii. Asta dacă vrem să stăm în planul lui Dumnezeu, care ne cheamă, cum am spus încă de la începutul creației, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Peste deal aici de dumneavoastră, în Timiș, îmi povestea un frate păstor, acum este pensionar, zice, născuse soția mea 5 copii, nu mai țin minte că au fost numai fete sau numai băieți. Și a avut o profeție prin fratele Bălețu, cei mai învârstați, auzit de dumnealui. Îi vorbește Domnul așa, femeie, Domnul va schimba felul binecuvântărilor din trupul tău. Dacă a fost fete primele 5, a 6 le-a fost băiat, asta nu mai rețin. Dacă au fost băieți primii 5, a 6 a fost fată. Și a născut așa până la 9. Într-un alt moment de rugăciune, în casa lor, fratele acesta din nou profețea pentru cineva și a intrat și sora să prindă un moment de părtășie sfântă. Și cum a intrat, se îndreaptă și ea se spune, femeie, Domnul va mai binecuvânta pomul vieții tale și va mai rodi odată,
încă o dată și ultima dată. Și punct, a profețit la altul. Și a făcut socoteala, o dată e 10, încă unul 11 și ultima dată e 12. Și n-a apucat ea fracțiuni de secundă să termine socoteala în minte, că prorocul s-a oprit și a zis, da, femeie, cum ai socotit, așa va fi. Deci sunt experiențe particulare, la mine într-un fel, la altul într-alt fel, dar eu vă spun dumneavoastră la toți să vă rugați cu sinceritate ca Dumnezeu să vă descoperă, să vă ajute să înțelegeți dacă în planul Lui vă cheamă să dați naștere unor astfel de ființe pe care apoi Dumnezeu le are rânduite cu un scop pentru o vreme, cu o lucrare. După ce se derulează etapa asta a venirii în lume, sub asistența lui Dumnezeu, interesant cazul acela din 1 Samuel 2:21, știți că Ana și-a dorit să aibă copii și eu îmi spune că e simplu, a făcut-o Domnul să fie fertilă, dar apoi zice 1 Samuel 2:21, când a cercetat Domnul pe Ana, care e sensul acestei cercetări? Dar era căsătorită, avea soț, nu? Ea a rămas însărcinată. Eu văd aici o colaborare divino-umană. Și a născut încă 5 copii. Domnul știe ce plan are pentru fiecare. Trec mai departe. Dumnezeu ne-a chemat, hai să vă citesc din 1 Petru, capitolul 1. Vorbim de chemare. Aici e singurul nostru rol unde putem interveni pozitiv sau negativ în plan. 1 Petru 1:15. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Zice în Evrei 3 că avem o chemare cerească. Zice la Efeseni, la capitolul 4, frumos cuvânt, Efeseni 4, versetul 1, vă sfătuiesc să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Tineri dragi, frați și surori, ce onoare ni s-a făcut să fim încadrați în planul lui Dumnezeu. Ne vom onora chemarea printr-o viață sfântă? Asta este eliminatoriu. Am citit în versetul 29 că i-a chemat să fie asemenea chipului fiului său. Ni se pare prea mult? Eu când citesc, dacă tot sunt în Efeseni 3, mă cutremur în fața harului Dumnezeu, scrie în versetul 19 că trebuie să ajungem plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Doamne, cum? Noi suntem foști păcătoși de ieri de alaltă ieri, oameni muritori, cu slăbiciuni, cu neputințe, cum să ajungem așa? Și ca să fim așa, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Altfel nu ne-am descurca. De aceea avem chemarea asta, spune la Romani, la capitolul 1, versetul 6, deci voi care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu, chemați să fiți sfinți. Iată ce dorea apostolul. Pentru romani, bunici pentru români. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Să ne dea Dumnezeu harul acesta, cum zice în 1 Corinteni 1:2, sfințiți, chemați să fim sfinți. Doamne, ajută! Și ce mai are Dumnezeu în plan în chemarea aceasta? Spune Apostolul Pavel că a avut o vedenie atunci când Dumnezeu l-a chemat și scrie în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 26, cum Dumnezeu i-a vorbit și a zis, și am citit din Galateni, că Dumnezeu l-a chemat, zice el în versetul 19, în fața împăratului, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Stimați frați și surori, la ce v-a chemat Dumnezeu? Mulțumiți părinților că prin ei v-a chemat la viață. Și de aici e geneza mântuirii. Dumnezeu ne-a chemat întâi la sfințire, ne-a socotit neprihăniți, dar ne cere să o păstrăm, haina albă ce am primit-o, și ne cheamă pe fiecare la o slujire. A unora este mai publică, mai vizibilă, altora e mai ascunsă, de la care nu vă surâde o chemare ascunsă, vă spun că toți îngerii fac lucrări ascunse. Câți ați văzut îngeri? Și slujesc,
I-au zis lui Ioan, noi suntem împreună slujitori cu tine și nu se vede ce fac. Poate uneori surorilor sunteți în spatele unui soț sau vă ocupați de copii. E o chemare, o slujire, de o natură sau alta. Citeam într-o carte că într-un oraș s-a inițiat o mișcare, s-a construit o adunare frumoasă și venea un om, un domn bine îmbrăcat, undeva mai în față, nelipsit și adesea plângea. Și cei din conducere l-au întrebat, cine sunteți, dar între altele, de ce plângeți când veniți la slujbă? Și el a zis, în urmă cu, să nu greșesc, 15 ani, Dumnezeu m-a chemat să vin aici și să încep o lucrare, că Dumnezeu are mulți oameni să mântuiască în orașul acesta. Și eu am fost predicator, am venit aici, am început o lucrare, am vorbit deja cu proiectanți, cu arhitecți, am și acum acasă și le-a arătat schițele cum vroiam să construim un locaș de închinare, dar m-am întâmpinat niște greutăți și am renunțat și m-am implicat în afaceri. Pe de o parte plâng de bucurie că Dumnezeu și-a dus planul la îndeplinire, pe de altă parte plâng că n-a putut să realizeze cu mine. Și le-a zis, voi știți ceva? Exact cum ați construit voi, vă dovedesc că am schițele, așa mi-a spus să fac la dimensiunea asta clădirea. Dar n-am onorat chemarea care Dumnezeu mi-a dat-o. Nu știu dacă sunt oameni care n-au acceptat încă o chemare a mântuirii. Eram la Viena și povestea un frate păstor din state, întors din Australia, că într-o biserică era o femeie, o soră credincioasă, soțul nepocăit, frecventa, dar întârzia să accepte chemarea la acest plan. S-a îmbolnăvit, frații l-au vizitat și a zis, nu crezi că ar fi momentul să te botezi? Și l-a zis, m-am gândit, dar astă noapte am avut un vis, venea spre mine o ființă cerească, avea pe mână o haină și în palmă o cunună și a zis, le-am avut pentru tine, m-ai refuzat sistematic, nu ți le mai dau. Și a zis, n-are rost să mă botezați, e formal. Dar s-ar putea cineva să fie acceptat chemarea mântuirii, dar să nu-și accepte chemarea în lucrarea care Dumnezeu i-a dat-o. Dumnezeu ne-a chemat la o slujbă pe fiecare. Și trebuie să onorăm că Dumnezeu vrea să fie împreună lucrător cu noi. Zice Pavel în Corinteni 9, vai de mine dacă nu predic Evanghelia. Mi-a spus un frate din Austria, un prieten, zice, am avut un vis, a venit la mine un bătrân îmbrăcat în haine albe, zice, numai o dată mi-a mai venit la mine în viață. Și mi-a spus, când te vei duce la Dumnezeu, nu te va întreba ce ai făcut, că ai vrut tu să faci. Te va întreba dacă ai făcut ce ți-a pus să faci. Și i-a zis, tu ai fost chemat să fii proroc, știi prea bine. Dar de când n-ai mai prorocit, i-a dat cu număr câte mesaje a vrut Dumnezeu să transmită prin el. Și dintre acestea i-a dat tot cu număr câte erau de maximă importanță. Când mi-a spus, a zis, e de o lună de când am visat și trăiesc cu emoții ce voi spune când mă întâlnesc cu Dumnezeu. Așa mi-a fost dat să vă amintesc în ce privește partea noastră aceste trei chemări. Chemarea de a da ființă, de a da viață împreună cu Dumnezeu, celor chemați, cunoscuți mai dinainte de Dumnezeu, prin familiile noastre. Apoi, spuneam să acceptăm chemarea de a fi sfințiți și de a păstra harul acesta care ne-a fost dat. Și, în egală măsură, tot eliminatorie va fi acceptarea sau respingerea chemării în lucrarea lui Dumnezeu. Ce frumos scrie în Apocalipsa 17 cu versetul 14 că cei chemați, aleși și credincioși vor fi biruitori. Și este acolo un loc în fața tronului Dumnezeu pe o mare de sticlă, vede Scriptura Apocalipsa 15 cu 2, un loc pentru noi toți să-L binecuvântăm și să-L slăvim pe Dumnezeu acolo. Mă apropiu de încheiere. Împlinisem 25 de ani de căsătorie și am fost plecat la o logodnă a fiului nostru.
Dintre băieți au spus tata și mama, până vă întoarceți înapoi, zugrăvim casa, că și până am fost bici am mai scris pe pereți. Zugrăvim când nu sunteți acasă. Foarte bine, ne-am întors. Nu asta a fost surpriza. Un tablou, fotografia mea, soția, copiii care au căsătorit atunci, nepoți, deasupra versetul din Maleahi 3, ei vor fi ai mei în ziua aceea, îmi vor fi o comoară. Și dedesubt, Zaharia 9:16, căci ei sunt pietrele cununii voastre împărătești care vor străluci în țara sa. Și nu mai puteam desprinde pe nevastă mea de lângă tablou. Și da-ți dai seama să fie pietrele cununii împărătești care vor străluci în țara sa. Priviți, vă rog, copiii, nu în comparație cu societatea, nu în scurtimea vieții pământești, ci în perspectiva eternității. Sunt cunoscuți, sunt chemați ca noi toți la slavă, la neprihănire și la o slujire sfântă, ca să moștenim împărăția lui Dumnezeu pentru vecii vecilor. Înțelegem aceasta? Și mi-au rămas două versete, să spun așa neamintite, dar nu le-am citit degeaba. Versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Ce răspuns vom avea? Dacă Dumnezeu este pentru noi, ce ziceți? E Dumnezeu pentru noi? Amin. Dacă n-ar fi fost pentru noi, nu ne-ar fi chemat. Și mai întâlnesc câte un credincios, o credincioasă care se îndoiește. Dar sunt versete frumoase acolo în Roman 5, zice, dacă ne-a chemat când eram păcătoși. Și apare expresia asta, îmi place, cu mult mai mult acum când ne-a adus până aici, vrea să ne ducă până acolo. La capăt, mărit să fie Domnul. Și pune o întrebare, cine va fi împotriva noastră? Versetul următor. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, adică Dumnezeu este total pentru noi. Și ascultați ce ne așteaptă. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile care s-a stea. Și aici ce ne trebuie? Veșnicia viitoare. Împreună cu Domnul Iisus ne dă toate lucrurile și vom fi împreună moștenitori cu Hristos și cu toți sfinții. Mărit să fie Domnul. Atunci cine mai poate să fie împotriva noastră? Noi. Că din jur nimeni nu poate să împiedice planul lui Dumnezeu. Cum putem să fim împotriva? Mă întorc la versetul întâi și am încheiat. Toate lucrurile ne sunt date împreună cu Iisus. Toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Adică atunci când îl înțelegi pe Dumnezeu, nu se poate să nu-L iubești și dacă-L iubești, nu se poate să nu intri în acord cu El. Dacă ți-e drag, dacă ai înțeles chemarea asta măreață, planul etern, cum să nu accepți un copil dacă Dumnezeu l-a rânduit? Cum să nu te sfințești? Și cum să nu fii gata să lucrezi pentru Domnul? Cu ultimele resurse care le ai, cu toată ființa ta, să le iubești pe Dumnezeul tău cu toată puterea ta, tot cugetul tău, toată inima ta. Doamne, ajută-ne să vă inunde iubirea lui Dumnezeu, să vă dăruiți Lui cu toată inima, că și El ne-a dăruit totul pentru aici și pentru eternitate. Fiți binecuvântați în a fi copărtași la acest plan binecuvântat. Amin.